am aterizat în Baku, Azerbaijan, țară nouă pentru mine, cu numărul 103. No, hai să testăm prima bere azeră. Xir Dalan. Sănătate bună. Salutare și bună dimineața de pe străzile pustii din Budapesta, cu noaptea în cap. Da, am plecat înspre aeroport. Este ora 2 noaptea. Trebuie să ajung în aeroport până la ora 3. Am tot studiat cum să ajung la aeroport. N-avea rost să o deranjez pe Ramona, pentru că este un autobuz care pleacă exact de aici, de la 2 minute de apartamentul nostru, și mă duce și mă lasă direct în aeroport. Costă și puțin, vreo 2500 de forinți, și ajunge în jumătate de oră, ceva de gen. Acest vlog îl încep aici și sper să-l termin în Baku, Azerbaijan. Știam de autobuzul 100E, de aici din Budapesta, autobuzul de aeroport. Aseară, în timp ce ne plimbam, am ajuns într-o stație, în stația asta de aici din față. Era acolo cineva de la rețeaua asta de transport din Budapesta și ne-a spus că autobuzul circulă non-stop, chiar și în toiul nopții. De asta am zis, e cea mai bună variantă. Please collect the returned banknotes. Ăsta mi-e biletul. Ăsta mi-e restul. Mi-am luat deja biletul de aici din stație. 2200 de forinți, atâta costă până la aeroport. Vine în 12 minute autobuzul. Am timp, totul e ok. Am ajuns în aproximativ jumătate de oră în aeroport. Mă duc să trec de controle cumva, chiar dacă merg într-o țară unde trebuie viză, cumva m-a lăsat de mi-am făcut check-in-ul online. Așa că mă duc direct la controle. Bagaj n-am decât rucsăcelul meu de 4,5 kg, 5 kg. Cam atât am de data asta. Am mai renunțat la unele lucruri. Hai să vedem cum trecem de control. O situație ciudată aici în aeroportul din Budapesta, deși peste tot scria să vii cu 3 ore înainte de zbor. Aeroportul e închis. E închis până cu 2 ore înainte de zbor. Așa că e dezastru pe aici, toată lumea e care pe unde apucă. Trebuie să aștept, n-am ce să fac. Gata, am trecut de controle. Arată foarte ciudat aeroportul din Budapesta, gol și cu toate magazinele închise. Aici mi-e zborul. În 25 de minute aflu poarta de la care voi zbura. Mă îmbarc în câteva minute. Sunt foarte obosit, mi-e un somn de numă. Eu nu sunt obișnuit să nu dorm nopțile. Am trecut de toate controlele, mă duc spre avion. Foarte interesant, nu m-a întrebat nimeni de viză. Chiar dacă eu am viza electronică, nu m-a întrebat nimeni de ea. Ciudat. Am uitat să vă spun despre zborul ăsta, zbor cu Wizz Air, zbor direct Budapesta-Baku, și am plătit pentru zborul ăsta vreo 500 de lei, ceva de genul.
aterizat în Baku, Azerbaidjan, țară nouă pentru mine, cu numărul 103. Hai să vedem cum trecem de controle, cum intrăm în țară, cum ajungem la cazare, cum luăm SIM, clasicele probleme la aterizare. Trecut în nici 2 minute de controlul pașapoartelor, viza online, a fost proces foarte simplu, completat formular, plătit, venit viza în 2 zile, parcă. Data trecută m-au refuzat. Hai să vedem mai departe. Cum luăm SIM? Eu am un SIM de la Eralo. V-am mai zis de Eralo, dacă vreți și voi o reducere la Eralo, aveți cod de reducere în descrierea vlogului. Mai departe, să vedem cum scoatem bani. Rezolvat și cu banii. Banii în Azerbaidjan se cheamă manat. O chestie interesantă, eu am plecat de acasă fără cash deloc și am văzut că pot să scot din bancomat și dolari. Am scos și niște dolari să am la mine pentru următoarele călătorii, că e bine să fie niște cash. Hai să vedem cum ajungem în oraș. SIM-uri nici nu am văzut aici în... Thank you. It's okay, thank you. N-am văzut SIM-uri, m-au preluat deja taximetriștii, dar nu-i problemă că am un giga de net de la Eralo. Vreau să verific aplicațiile de astea, gen Uber. Să vedem ce funcționează aici. Yandex, Uber, Bolt, am tot timpul, e ora 11, check-in-ul e de-abia la ora 12, așa că am tot timpul să ajung în oraș. Agresiv, dar nu prea șoferii de taxi de aici. Mă așteptam să fie mai agresiv. M-au lăsat în pace repede. Au văzut că umblu cu aplicații. Deja vine o mașină într-un minut. Mă costă de aici până în centru 10 lei. Nu-mi vine să cred. Foarte ieftin. Trebuie să vină mașina într-un minut. Așa, la primul contact cu oamenii de aici, mă simt... exact ca în Turcia. De fapt, nu e de mirare, pentru că sunt un popor turcic. Și limba azeră seamănă foarte mult cu limba turcă. Mi-a venit foarte repede mașina, am stat vreo 2 minute. Hai să vedem primele imagini din Baku. Încă nu-mi vine să cred, am demers vreo 40 de minute până în centru, vreo 30 și ceva de kilometri. Și nu vine să cred că voi plăti doar 10 lei. Am făcut de vreo 5 ori conversia, dar atâta iese. Autostrăzi moderne. E destul de cald, sunt vreo 33 de grade acum. E un fel de smog în aer, dar probabil din cauza căldurii. Combinație interesantă la prima vedere, am intrat acum înspre centrul orașului. Clădiri cu arhitectură interesantă pe dreapta, dar și clădiri foarte noi de oțel și sticlă. Cred că va fi foarte interesant pe aici. V-am zis de arhitectură foarte interesantă la clădirile mai vechi. Nu e nici clasica arabească, nu e nici turcească. Un mix ceva. Vom aprofunda zilele următoare. Vom descoperi împreună orașul, vom descoperi împreună țara. La prima vedere, mult peste așteptări, adică nu mă așteptam la așa ceva.
celebrele clădiri, simbol al orașului Baku. Eu stau chiar aici, undeva pe lângă ele. Boltul m-a lăsat aici, fix la poarta de intrare în orașul vechi. It's ok, thank you. Taximetriștii iară vor să mă ia. Cazarea mea e fix în orașul vechi, după zidurile de intrare. Am indicațiile de la gazdă, mi-am luat un Airbnb, ca de obicei. Hai să vedem cum arată apartamentul. Fix în centrul orașului Baku, din Azerbaidjan. Cred că se simte pe vocea mea și se vede pe mine cât de obosit. Dar asta e, eu dacă nu sunt obișnuit să nu dorm nopțile, o noapte nedormită mă... Da, astăzi e lejer pe aici, plimbări ușoare prin zonă, vedem orașul vechi, mâncăm ceva, bem o berică dacă este și relaxare. O să avem aici 3 zile în oraș, după care încercăm să mergem și prin țară, să vedem și țara. Hai să mergem la apartament. Aici, pe străduțele astea în sus, mă iau după pozele trimise de gazdă. Da, aici e. Aici, în curtea asta, unde e și un restaurant. O să cobor să mănânc ceva imediat, că-s rup de foame. Da, prima dată să-mi iau camera în primire. Care-i aici, în curtea asta. Trebuie să închid și să văd după poze, dar cred că pe aici în sus. Da, pe aici în sus, mi-amintesc deja din poze. Am o memorie foarte bună. Și aici trebuie să fie cutiuța cu cheia. Aici e apartamentul, cutiuța e aici. Am scos cheia din cutiuță. Hai să vedem unde am nimerit. Să prindem niște becuri pe aici. Destul de înghesuit la prima vedere. Baie. Da, important e că e foarte curat totul. Chiar dacă e un pic înghesuit, am o mică bucătărioară chiar aici la intrare. Un mic living. Și cel mai important, dormitorul, să fie confortabil. Confortabil pentru că vreau să mă odihnesc câteva ore. Ia uite ce tron aici. Da, câteva minute o să stau, după aia cobor jos, nu mă duc la alte restaurante, nu mă duc să mai caut. Mă duc să văd care sunt prețurile aici jos. Mănânc ceva și după aia vin să stau un pic în pat, că v-am zis, sunt foarte obosit. Oricum de dormit nu pot să dorm până diseară. Dar diseară clar mă va lua un somn de la cum se face noapte. Da, e numai bine că mâine o să fiu fresh. Oricum, astăzi mai explorăm un pic orașul, nu o să pot să stau în casă, vă dați seama. Am coborât în restaurant. O să fie primul contact cu mâncarea azeră. Pare un restaurant bunicel aici, chiar în centru. Nici m-am uitat la prețuri. Asta e, acum o să vedem cât poate să coste un mic dejun tradițional. Cam ăsta mi-e micul dejun. Am ceai, am pâine, un fel de omletă cu roșii, seamănă la prima vedere cu menemenul turcesc. V-am zis eu că sunt influențe de la prima vedere.
Hai să vedem cum e, dacă chiar e ca la turci sau nu. Oricum am văzut și prin meniu, sunt cuvinte pe care le recunosc, de exemplu, iumurta. E exact ca în turcește. Se traduce ou. Să am poftă. Pâinea proaspăt scoasă din cuptor. Omleta, da, seamănă foarte mult cu menemenul turcesc. Așa se și mănâncă. Am tras cu ochiul pe la mesele vecine. Și la gust e la fel. Foarte bun. Foarte bună omleta, foarte bună pâinea, foarte bun ceaiul. Din nou, prima impresie despre mâncare mi-amintește de Turcia. Am stat și m-am odihnit ceva. Iar acum, după masă, ies la plimbare. Planul pe astăzi e să mă plimb un pic pe aici, prin orașul vechi. După care vreau să mă duc și până la mare, să văd cum arată Marea Caspică pe partea asta, la altă. Pentru că eu am mai văzut Marea Caspică, dar din partea cealaltă, de la Aktau, din Kazakhstan. Vreau să văd cum e și aici și mai târziu vreau să mă duc și până la acele clădiri emblematice ale orașului Baku, Flame Tower, pe care le-am văzut cam de fapt cam de peste tot se văd. A, uite că am văzut o mașină de Yanggu. Foarte ciudat că aplicația mea nu funcționa, dar acum îmi dau seama că eu de fapt am Yandex. Da, Yandex-ul e un pic diferit față de Yanggu, trebuie să descarc Yanggu. Cam așa arată orașul vechi. Peste tot locuri unde se faci poze cu acele căciuli specifice zonei. Orice călător care a ajuns pe aici prin aceste locuri, fie că e Azerbaijan, Georgia, Armenia, Uzbekistan, cam toți își fac poze cu aceste căciuli specifice acestei zone. Uite acele turnuri despre care vă spuneam. Sunt la vreo 3 km de unde sunt eu. Da, prima dată vreau să mă duc la mare. Deja m-am rătăcit. Hai să o luăm pe aici. N-am ce să fac decât să mă rătăcesc câteva ore pe aici prin orașul vechi astăzi. Miroase peste tot a șișa. Miroase a mâncare bună turcească. Mă rog, azeră. Se pare că e foarte asemănătoare. Ia uite ce terăsuță cu OZN-uri. Așa arată. Aici e ceva obiectiv turistic, e un turn foarte vechi. Să văd cât costă. Cred că e interesant de urcat până acolo, de acolo, de sus. Cu siguranță avem o vedere mai de ansamblu a orașului. Da, să vedem cât costă, dacă costă prea mult. Acum, știu că mi-ați mai tot scris unii că pare că eu tot timpul în călătorii mă plâng de prețuri. Nu mă plâng de prețuri, dar eu vă arăt cum îmi organizez eu călătoriile în funcție de buget. Eu vă arăt exact, fără niciun fel de adaos, fără niciun fel de edit, fără niciun fel de regie, exact cum călătoresc eu, cu bune, cu rele, cum organizez, ce îmi permit, ce nu îmi permit. Ăsta e stilul. O pisicuță aici pe lângă mine. De asta eu întotdeauna v-am spus prețurile, să vă faceți o idee și aici e o zonă foarte interesantă. Să vă faceți o idee despre cum se poate vizita un loc și cu bani mai puțini. Adică așa cum o fac eu. De asta v-am spus întotdeauna prețuri, v-am spus întotdeauna
ponturi despre călătorit low cost și unde poți să, unde poți să faci economie. Făcând multe economii din locuri mărunte, reușești să călătorești mai mult și să vezi mai multe locuri, așa cum fac și eu. Se pare că tot Azerbaidjanul e plin de asemenea locuri, de locuri preistorice. Se pare că această zonă e una dintre cele mai vechi zone locuite de oameni. Da, vom aprofunda asta după ce vom pleca din Baku. Încercăm să mergem și prin țară, prin locuri unde s-au descoperit niște peșteri interesante, unde au trăit oameni preistorici. Hai să vedem ce cu turnul ăsta și cât costă să urcăm până sus. Și tocmai mi-am dat seama că cred că am omis să vă spun că pe cazarea mea de la de aici din Baku am plătit 150 de lei pe noapte. Iar pe micul dejun am plătit vreo 30 de lei. Asta că veni vorba de prețuri și mi-am dat seama că cred că nu v-am spus până acum. Dacă v-am spus, m-am mai spus o dată acum. 15 manați, nu știu cum să le zic, mânătărci. O să le zic mânătărci. 15 mânătărci costă urcarea în turn. Asta înseamnă vreo 40 de lei. Din nou, ca și turnul Galate din Istanbul, de departe nu pare cine știe ce de înalt, dar în funcție de cum te apropii de el, pare din ce în ce mai mare. Hai să tragem o tură înăuntru. Deja când văd din astea cu interzis, am impresia că peste tot nu se filmează, dar nu e așa, aici se filmează. Până aici am urcat pe o scară spirală foarte îngustă. De aici o să urc pe niște scări de piatră. Un fel de turnul sfatului. E acest turn în centrul vechiului oraș Baku. Cu un tunel foarte îngust prin care urc. Deja se vede marea. Sunt foarte aproape de mare. O hartă cu cele mai vechi clădiri de aici, din Baku. Acolo e acel turn. Acest turn în care sunt acum. Cu siguranță mai vizităm câteva clădiri din astea vechi. De aici. Baku a fost un punct important pe drumul mătăsii. Văd că are foarte multe etaje. La fiecare etaj e câte ceva. Mi-am dat seama că filmam fără super steady. Sunt curios dacă observați o diferență acum că am pornit stabilizarea. Cred că se vede mult mai stabil. Săbii forjate. Foarte interesante aceste holograme ale unor exponate. Interesant făcute. De foarte multe ori am descoperit tehnologii din astea foarte noi
în niște locuri unde nici prin cap nu trecea. Ce mișto sunt! Mai sus pe trepte roase. Credeam că se vede sus, dar nu se vede. Merg din etaj în etaj. Extrem de cald, extrem de cald. Cred că ajung sus de tot. Ah, părea mic de jos, dar nu e mic. Am urcat ceva până aici. Wow! Da. Clădiri cu arhitectură veche. Clădiri extrem de noi și interesante. Pe malul mării, da, facem zilele astea, clar, facem o plimbare și în partea aia. De fapt, o să vreau să ne plimbăm cât mai mult prin oraș. Acolo e Flame Tower. Astăzi vreau să mă duc până acolo, lângă ele. Da, clădiri foarte interesante. Mai văd și acolo, în partea ailaltă. Clădiri futuristice, clădiri noi. Și faleza de la marul mării e faină. Cred că următorul obiectiv după ce cobor de aici e să fac o plimbare acolo pe faleză la mare și mă duc înspre turnuri. Lăsăm turnul în spate. Vreau să traversez bulevardul ăsta, să mă duc un pic pe faleză la mare, să vedem cum arată Marea Caspică. Am traversat bulevardul. Am ajuns într-o piață mare chiar pe malul mării. De fapt e un parc aici foarte întins. Am văzut și în dreapta și în stânga. Curat, modern. Eu nu mă așteptam, sincer. Eu aveam alte așteptări de la Azerbaidjan. Nu știu de ce. V-am mai zis, eu nu studiez prea mult locurile în care merg, pentru că îmi place să le descoper așa cum sunt ele, fără să vin cu preconcepții sau cu așteptări. Iar când ajung în locuri de genul ăsta, cum e și aici, malul Mării Caspice, eu sunt extrem de fericit. Îmi doresc de foarte multă vreme să ajung aici. Anul trecut n-am reușit să ajung decât pe malul celălalt, dar uite că până la urmă am reușit să ajung și aici, unde îmi doresc de atâta timp. Acele clădiri foarte interesante acolo, acea clădire care seamănă cu opera din Sydney în partea ailaltă. Iar acolo pe deal Flame Tower, simbolul orașului Baku. Nici nu știu cum să vă povestesc cât de fericit sunt că am început din nou să călătoresc și că descoper din nou locuri noi pe care le împărtășesc cu voi. Fericirea de a ajunge într-un loc nou, într-o țară nouă, pentru mine e
maxim. Greu de explicat. Acolo se vinde înghețată, dondurma, exact ca la turci. Da, voi continua plimbarea până acolo, în zona acelei clădiri. După aia o să urc pe deal înspre acele trei turnuri. Dacă vă vine să credeți, clădirea asta din față este un mall. Nu mă așteptam ca într-o asemenea clădire să fie un mall. O să-l vizitez și pe dinăuntru, dar probabil mâine, poi mâine n-am chef de mall acum. Acum voi traversa acest parc și o să urc înspre acele trei turnuri. Cred că am găsit un pasaj aici. Tot aici, lângă mall-ul ăsta, cu o formă interesantă, mai e o clădire interesantă. Muzeul covoarelor. Efectiv, e o clădire sub formă de covor. Poate vin și până aici zilele următoare. Ar trebui să fie interesant de văzut un muzeu al covoarelor. Ceva interesant și aici. Un parc unde te poți plimba cu barca. M-a cam surprins din primele clipe orașul Baku. Nesperat de bine mă simt pe aici. Oameni faini, oameni simpli, oameni liniștiți. Ca nivel de siguranță, deocamdată e foarte sigur. Îmi place foarte mult. De aici la deal pe scări, cred că urcarea spre turnuri o să fie printr-un parc. La deal și iar la deal. Aici, pe lângă scările astea pe unde urc eu, e o linie de teleferic, telecabină, ceva de genul. Bineînțeles că puteam să-l iau, bineînțeles că puteam să iau un Bolt sau un Yandex, care e foarte ieftin. Dar mersul pe jos într-un oraș nou are farmecul lui. Cred că urcă telecabina sau funicular sau ce-o fi. Unul urcă, unul coboară. Turnurile sunt aici, în partea asta. Pe acolo e scara care urcă spre ele. Dar am mai văzut niște scări aici. Cu siguranță urcă la un viewpoint de unde se văd mult mai bine turnurile. Prima dată mă duc acolo. Urcând aici spre viewpoint am dat de niște fructe interesante. Bineînțeles că n-am putut să nu-mi iau și eu, pentru că prețul e unul ok. Și anume vreo 8 lei, o caserolă de fructe de tot felul. Mă și bag aici pe bancă să le testez. Cireșe, căpșuni. Ce mai e?
Hai să le scoatem afară. O piersică, o smochină. Ciudat, căpșunii acum în august. Foarte aromată. Și cireșe. Da, ciudat. Ori ar fi aduse de pe undeva, ori poate chiar cresc pe undeva la înălțime și se coc acum. Interesant. Bune și cireșele, dulci și aromate. Extraordinare fructele, inclusiv piersicile astea. Dulce și aromată și asta. Foarte bun. Mă energizez. Mai departe pe scările de marmură. Mai am ceva. Da, trebuie să îmi intru în formă. Trebuie să-mi intru în formă pentru că trebuie să bag 20-30 de kilometri pe jos zilnic de acum. Și iată-mă sus. Da, clar, de aici se vede foarte frumos în toate direcțiile. Se vede Marea Caspică. O să facem un 360 de grade. Aici e acel mall foarte interesant ca arhitectură, unde vom merge și noi mâine, cred, mâine sau poi mâine. Acolo alte clădiri interesante. Tot mâine sau poi mâine o să ajungem și acolo. Mai văd în depărtare unele clădiri interesante. O să avem de explorat multe locuri, văd, interesante de aici. Iar aici, clar, simbolul orașului Baku. Cred că de aici sunt făcute pozele cu această clădire. De fapt, cu aceste clădiri, că sunt 3 la număr. Un alt colțișor de unde se vede și mai bine. E și ora de rugăciune, că a început pe la moschei să se audă. Da, Azerbaidjanul e majoritar musulman. O minunăție de oraș, o minunăție de oraș, mult, mult, mult peste așteptările mele. Bineînțeles că îmi continui plimbarea pe aici, prin parc. Vreau să ajung până lângă acele turnuri. Extrem de frumos amenajat totul. Sunt luat prin surprindere de oraș. Clar, nu mă așteptam la așa ceva. Și iată, m-am ajuns exact lângă turnuri. Trebuie să pun pe wide, că nu-mi încape în cadru. Sunt absolut imense. Încă câteva cadre și de aici, dintr-un alt unghi. După care o să cobor înapoi înspre orașul vechi unde am eu cazarea. Voi căuta o altă rută pe aici, pe undeva, pentru că eu trebuie să ajung acolo unde se vede acel turn în care am urcat.
Acolo, pe lângă acel turn, e și cazarea mea. Hai să vedem pe unde nimerim de data asta. Rămâi cu gura că de fiecare dată când am ajuns lângă clădiri de genul ăsta, am rămas cu gura căscată. În drumul meu spre casă am dat peste un alt parc minunat. Totul aranjat. Cel puțin pe unde am nimerit astăzi, n-am avut ce să bag de vină. Un oraș foarte bine pus la punct. Din nou la porțile orașului vechi. Mă duc înspre cazare, dar înainte vreau să mă opresc să mănânc ceva. După aia mă duc la somn, că deja m-a luat somnul, asta e, mă duc azi odată cu găinile la somn. Eu așa sunt, că nu dorm o noapte, a doua noapte rup. De data asta m-am pus pe o bordură și m-am uitat un pic la restaurantele din zonă. Am găsit unul local, tradițional și cu prețuri ok. Cam așa arată, cam ăsta e meniul. Am văzut prețuri prietenoase. Mi-am luat ceva, mi-am comandat ceva cu miel și o berică. No, hai să testăm prima bere, Azera. Xir Dalan. Sănătate bună. Merge de sete, dar nu e cine știe ce. Cam așa arată cina mea din seara asta. Ceva mâncare de miel cu cartofi, ceapă și mai ceva legume miroase. Incredibil. Bineînțeles, pâine proaspăt scoasă din cuptor, acel cuptor tandoor care e peste tot în Asia Centrală, în mijlocul restaurantului, pâine caldă, să-mi poftă! Deci e nebun, e curat. Efectiv mănânci și plângi. Da, se mănâncă bine pe aici. Noroc, am mâncat foarte bine, că s-au umplut străzile de fum și de miros de mâncare de aia bună cu arome turcești. Doar prin Turcia am mai simțit așa de intense aromele astea de mâncare bună. Foarte bună mâncare, m-a costat vreo 40-45 de lei cu tot cu bere. E binișor, e binișor. Porția putea fi mai mare. M-am săturat, dar nu cum trebuie. Dacă mai era jumate de porție, mai mâncam. A fost extraordinar de bun. Da, mă duc înapoi spre cazare pe strădusele mele. Deja s-a animat mult mai tare pe aici. Muzică live pe la restaurante. Dar eu în seara asta nu mai. În seara asta mă duc direct la somn pentru că îți rup. Continuăm mâine explorarea orașului Baku. O să încerc să închiriez o mașină pentru următoarele zile pentru că vreau neapărat să merg prin țară. Am trimis niște mail-uri, am vorbit și cu niște oameni pe WhatsApp. Sunt șanse să îmi iasă la prețuri ok. Închei aici acest vlog. Pe străzile din Baku. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal și că vă uitați la mine. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de din Baku, Azerbaijan. Eu vă spun la revedere.